Poliția Națională este pregătită pentru asigurarea evenimentelor de ordine publică care vor veni duminică în capitală. Conform estimărilor și informațiile care au fost furnizate la organizator, vor fi câteva zeci de mii de cetățeni. Tradițional, Poliția Națională a pregătit locurile de debarcare a transportului la CIRC, Academia de Știință a Moldovei, CIRC Creangă și, bineînțeles, că Gaudeamus. Polițiștii vor însoți coloanele pentru asigurarea securității cetățenilor până la locul desfășurării evenimentului în scoarul Parlamentului și Piața Mare Adunării Naționale. La fel, acolo vor, tradițional, vor fi asigurate grupele dialog, vor fi date pliante cu privire la informarea cum corect se comportă persoanele în situații de criză și, bineînțeles, vor fi date apă protestatarilor. Este important să menționăm că numărul de polițiști vor fi suficient pentru asigurarea securității tuturor persoanelor. La această etapă, riscuri majore cu privire la desfășurarea evenimentului respectiv pentru persoanele care vin să manifeste paștic nu există. Țin să menționez că poliția împreună cu Inspectoratul General Carabinierilor este pregătită și vom face față tuturor provocărilor și vom asigura ordinea publică. Și acum am o declarație. Doamnelor și domnilor, stimați reprezentanți ai instituțiilor mass media, dragi colegi polițiști, Republica Moldova este din nou la o filă de istorie modernă. Cum se vor desfășura lucrurile în continuare, evenimentele, bineînțeles, rău sau bine, asta va arăta timpul și ne vor judeca urmașii. Poliția a fost, este și va fi un pilon al statalității și al garantului siguranței și ordinii publice în societate. În activitatea noastră trebuie să ne bazăm pe lege, devotament, curaj și onestitate. De-a lungul timpului, Poliția Națională a fost supusă multor încercări, dar grației experienței profesionalismului și înțelepciunii efectivului polițienesc în întreaga țară a fost posibilă realizarea cu succes a obiectivelor propuse în fiecare pentru siguranța fiecărui cetățean din Republica Moldova. Pentru asta vă mulțumesc, stimați polițiști. Personal, consider că a venit timpul pentru o nouă filă de istorie și în cariera mea profesională. De aceea vă informez că de astăzi îndepun demisia care va intra în vigoare de data de 17 iunie 2019. Aș putea pleca astăzi, bineînțeles, dar simțul responsabilității pentru siguranța cetățenilor Republicii Moldova impune necesitatea organizării evenimentului din 16 iunie 2019, la care vor participa zeci de mii de cetățeni din toată țara. Vreau să vă garantez, ca și de fiecare dată, că poliția va da dovadă de o bună organizare, impecabilă, va asigura maximă siguranță de fiecare a participanților la acest eveniment, pentru a putea realiza drepturile la întrunire și liberă exprimare a cetățenilor Republicii Moldova. După demisia mea, voi fi în continuare de voi, alături de voi, cetățenii Republicii Moldova. Dar într-o altă calitate, consider că experiența bogată pe care a acumulat-o de-a lungul carierei mele, în diferite funcții, inclusiv cele manageriale, îmi va permite formarea unei echipe puternice de profesioniști și patrioți acestei țări, care vom contribui la consolidarea statului de drept și bunăstarea cetățenilor. Îmi propun implicarea și desfășurarea unui proiect politic și crearea unei formațiuni politice care va evoluționa spre bine Republica Moldova pentru urmașii urmașilor noștri. Dragi jurnaliști, stimați colegi care sunteți aici, eu vreau să vă mulțumesc de faptul că pe de-a lungul carierei mele ați fost alături. Ați fost la bine și la greu, am trecut diferite situații complicate. Poliția Națională a fost, este și va fi pilonul statalității, stabilității și a ordinii publice în societate. Poliția Națională este organul apolitic care este în serviciu cetățeanului și a trebuit să rămână. Dragi colegi polițiști, am avut onoarea să vă conduc o perioadă înaltă. Am avut timpuri complicate, am avut timpuri nu cele mai ușoare. Dar de fiecare dată, grație înțelepciunii, profesionalismului și experienței de care ați dat dovadă, noi am știut să apărăm liniștea și ordinea în Republica Moldova. Pentru asta vă mulțumesc. Vreau să spun cetățenilor că nu voi pleca departe. În foarte scurt timp voi veni cu informații despre inițiativa de a crea o formațiune politică care va veni să aducă mai multe lucruri frumoase în Republica Moldova. Va veni să aducă multe lucruri pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru societate și, nu în ultimul rând, și pentru colegii mei care lucrează în Ministerul Afacerilor Interne. Întrebări. Mulțumesc, am fost foarte succint.